Învățământul profesional în sistem dual întâmpină dificultăți din cauza pandemiei de COVID-19. Aproximativ 12.900 de elevi sunt expuși riscului de abandon școlar. Despre ce presupune învățământul profesional în sistem dual, dar și despre riscurile la care este supus în această perioadă, discutăm acum cu un promotor al acestui tip de învățământ, Ciprian Lepădatu. Bună seara și bine ați revenit în jurnalul DOTOTV. Bună seara! Pentru cei care nu știu, pe scurt, ce înseamnă mai exact învățământul profesional dual? Dual vine de la conceptul că și școala și firma se ocupă împreună de elev, ca elevul să capete cea mai bună experiență, să aibă cele mai multe informații, ca să poată să-și aplice meseria în care școala și firma, așa cum spuneam, pentru care îl educă. Acest sistem dual este parte a educației practice de care firma are nevoie ca muncitorii ei calificați să fie pentru care muncitorii lor să fie performanți. Școala vine cu partea teoretică importantă, curriculum general, română, matematică și partea tehnologică, iar firma vine și ea cu o parte tehnologică în educare și parte practică, ceea ce se numește practică productivă și educarea în această zonă. Deci elevul face practică în cadrul unei firme, se deplasează acolo sau face practică în cadrul școlii? Și una și alta. El are câteva ore de practică în atelierul școală și are câteva ore, evident, multe sunt în ambele, în firmă, făcând practică productivă, adică putând învăța cot la cot cu maestru în procesul de producție, nu doar într-un tip de atelier în firma respectivă. Cât de puternic a fost impactat învățământul dual în această perioadă, în timpul pandemiei? Foarte puternic în țară, dar în Constanța, pentru că noi suntem foarte, foarte la început, impactul a fost măsurabil, ca să spun așa. În Constanța s-a simțit foarte mult în zona de Horeca, hotelurile și restaurantele, multe și nu doar din cauza lor, s-au retras din învățământul profesional în sistem dual. Chiar dacă unele firme din același domeniu au crescut numărul de elevi pentru anul următor, dar în țară, foarte multe firme mici și medii au oprit sau au pus pe pauză un pic acest învățământ. Știu și câteva firme mari care au făcut lucrul ăsta la nivel național. Acum, când vorbim totuși despre ce se întâmplă cu elevul, că asta este una dintre părțile întrebării, ce se întâmplă cu elevul dacă nu mai este în învățământul dual, adică firma nu mai poate susține cheltuielile, el nu dispare, el nu se duce pe stradă, el se întoarce în profesionalul clasic. Așadar, la asta se referă cei care spun că riscă abandonul școlar. De fapt, nu este. Nu, e o exagerare. Este o exagerare. Nu se mai întâmplă profesionalul dual, adică firma nu mai este atât de tare implicată, dar el își continuă studiile în școala profesională clasică pe aceeași meserie, pe aceeași curiculă pe care o are. Iar eu, până în momentul ăsta, vorbind acum cu colegii mei promoteri și dezvoltatori, voltatorii de sisteme duale în țară, încă nu am întâlnit o companie care să-și ia mâinile complet de pe acești elevi, pentru că acești elevi fac parte din firmă, fac parte din familia firmei. Poate nu poate să-i mai sprijine atât cât îi sprijineau mai devreme, dar au rămas cu foarte multe beneficii acești elevi și când se va reporni totul, vor intra înapoi în sistem dual, cel puțin până acum acestea sunt discuțiile. Când vorbim despre Constanța, Cum sunt firmele constanțene? Sunt interesate să colaboreze în această direcție? Marea majoritate a directorilor generali cu care am stat de vorbă au spus da, vrem. Da, cu un da foarte puternic. E adevărat că unii au spus nu putem anul ăsta, putem de-abia să ne facem calculele pentru la anul, dar marea majoritate care am stat de vorbă au spus da, vrem. Învățământul profesional în sistem dual are, oferă o soluție foarte, foarte, foarte bună crizei forței de muncă calificate. Iar noi în Asociația Firmelor Constanțene îi învățăm cum pot să aibă un proiect de succes. Pentru că și asta este foarte important. Ok, ai citit despre dual, te duci la școală și ai făcut cererea și ai niște elevi. Și vă întrerup puțin. Care sunt condițiile, care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un tânăr
ca să intre în învățământul, să se înscrie în învățământul profesional dual? Criteriul este foarte simplu, trebuie să fie finalizat clasa 8-a și să aibă evident evaluarea națională trecută, că nu se ia, se trece, și să nu aibă o vârstă mai mare de 26 de ani. Asta este singurul criteriu. Poate să fie la liceu și să se întoarcă, să se înscrie din nou în sistemul dual, nu să fi făcut o altă meserie și să se întoarcă în sistemul dual ca să-și facă cea de-a doua sau a treia meserie. Lucrurile sunt... Asta e singura calitate pe care trebuie să o ai, absolvent de 8 clase, cu situația încheiată, deci înseamnă și evaluarea națională, și să ai mai puțin de 26 de ani. Și care ar fi meseriile cele mai căutate de tineri în zilele noastre? Nu știe nimeni. Tinerii, în momentul ăsta e foarte complicat să spui ce își doresc pe tinerii. În schimb, este o mare masă de oameni care nu au primit încă informația ce înseamnă învățământul profesional în sistem dual. Și atunci aș aleg foarte mult direcția teoretică a învățăturii, pentru că de foarte multe ori exemplele din școala profesională clasică nu sunt niște exemple pozitive. Și atunci ocolesc școala profesională și se duc către teoretic. Chiar dacă ei știu că n-au veleități în zona de teorie, n-au veleități neapărat să treacă mai departe, neapărat să-și facă o carieră academică sau lucruri de genul ăsta, neștiind foarte mult ce înseamnă în dual. De aceea și noi la Asociația Filmelor Constanțene, ca și colegii mei de la Asociația Filmelor Bihorene, de exemplu, ducem o campanie cât putem de tare ca să informăm și elevii, și părinții, și firmele despre avantaje și probleme, că nu sunt doar avantaje, ale sistemului de educație dual. Când vorbim acum despre ce meserii își dorește Constanța, ca și nivel de firmă, în momentul ăsta, în cadrul Asociației Filmelor Constanțene, printre altele, avem cereri de mecanici auto, mecanici de echipamente industriale, bucătari, cofetari, care sunt două meserii, și horticultori, de exemplu. Dar am dat un exemplu, sunt pe listă și inclusiv electrician, nu știu dacă am zis, dar electrician de tensiune joasă. Ciprian Lepădatu, mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Eu vă mulțumesc.